Dragi telespectatori, vă salut! Astăzi vin cu informații despre o intervenție chirurgicală foarte desolicitată în ultimul timp de către pacienții moldoveni. Se numește artroplastie sau endoprotezare. Despre ea ne va vorbi doctorul Nicolae Erhan, chirurg ortoped-traumatolog. El ne va spune ce sunt de fapt artroplastiile, dar mai ales cui sunt indicate astfel de intervenții. Ce înseamnă artroplastie, de fapt? Cum se descifrează o astfel de intervenție? Artroplastia aceasta este înlocuirea unei articulații bolnave cu o articulație artificială. Așa, din ce sunt confecționate aceste articulații? Majoritatea articulațiilor sau protezelor pentru șold genunchi sunt confecționate din titan. Adică titanul, practic, este un material care se folosește cel mai frecvent. Ne demonstrați, vă rog, cum da, ia că aceasta este o mostră a protezei de genunchi. Practic, e clar că nu e cel mai performant, fiindcă ele sunt sterile, însă prezintă componenta femorală, componenta tibială și între ele insertul de polietilen. Cam așa prezintă o proteză cum tipic pentru articulația genunchiului. Aceea de femur, da? Da. Aceasta este o proteză de femur. Adică tot avem componenta femorală, componenta acetabulară și insertul de polietilen. Adică, practic, toate protezele sunt pe acest principiu confecționate. Când ajung pacienții cu probleme articulare la intervenția chirurgicală? Când este indicată? Adică maladiile acestea degenerative care afectează articulațiile mari, la început tratamentul este conservativ. Adică sunt preparate contraprotectoare, antiinflamatoare, însă când patologia este avansată, tratamentul conservativ practic este inefectiv. Bolnavii limitează mișcările, au scurtări de membri, se deplasează dificil și clar la gradele 3-4, gradele avansate, este indicată artroplastia totală de articulații, fie șold, fie genunchi. La momentul actual, adică noi avem o listă de așteptare națională pentru endoprotezarea articulațiilor mari. La momentul actual, lista este destul de mare. Noi practic avem vreo 4-5.000 de oameni pentru artroplastia totală de șold și undeva mai mulți pentru artroplastia totală de genunchi. Adică genunchiul este o articulație care este mai des afectată. Adică primul loc în patologiile degenerative îl ocupă articulația genunchiului. Locul 2 este articulația șoldului. Noi în țară, la momentul actual, se efectuează în Spitalul Clinic de Traumatologie, Spitalul de Urgență. Au început aceste intervenții și în unele spitale raionale. La moment, practic, Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, suntem asigurați, trebuie să efectuăm 800 de artroplastii pe an, asigurate de Compania Națională de Asigurări. Dragilor, consultați periodic un medic reumatolog-artrolog. Evaluați-vă din timp riscul de artroză la genunchi sau șolduri. Endoprotezările sunt soluții extreme. Voi vă puteți proteja articulațiile de degradare prin terapii mai puțin invazive. Merită să încercați. Final de rubrică. Rămâneți aproape!